împreună putem forma o asociere ca să putem atrage cât mai multe fonduri și mai mari pentru regiunea Nord-Est și implicit pentru județul Botoșani și județul Suceava, pentru că aici ne aflăm, cred că, aproape la jumătate între Botoșani și Suceava. Locația pe care dumneavoastră ați ales-o, cred că este potrivită și nu putem fi supărați, noi botoșenii, că, într-adevăr, avem această întâlnire aici sau chiar următoarele întâlniri, cred că sunt bine de organizat tot aici, este la jumătate de drum și acest aeroport, care va fi modernizat, așa cum spunea domnul președinte al județului Suceava, va aduce plus și județul Botoșan, pentru că oamenii de afaceri vor folosi transportul aerian, pentru că este mult mai rapid și timpul este foarte prețios. Disponibilitatea mea și a echipei pe care o am este maximă. Important este să fim foarte coerenți, să fim oameni care avem specialiști în jurul nostru și să putem demonstra că, într-adevăr, această asociere între Botoșan și Suceava va fi prima asociere ca valoare și ca proiect depuse și aprobate la nivelul României.